Eu sunt din raionul Urhei. M-am dus la Urhei ca să vin la muncă în Germania, prin agenția muncii, uitați-vă. Păi agenția muncii, asta nu e bursa muncii, nu e agenție de stat. E un SRL, e un business privat, probabil, nu e structură de stat. Da, bun, te-o păcălit cu asta, și? Da. Mi-au promis, cum vin în Germania, îmi dau 1600 de euro, îmi fac card bancar, îmi fac tot. Da, ai adrese, contacte, date de ale lor, ceva? Tot am aici, dacă vă arăt, de-a lor, documente de-a lor. Cu contract, ca și cum. Și cine a semnat contractul? Cum ar fi un contract oarecare. Cine l-a semnat contractul acela? Este vreun nume? De la Urhei, o domnișoară. Ok, de la Urhei. Constanța se numește. Cum o cheamă? Constanța. Și Constanța ce are un nume acolo la sfârșit de contract? Trebuie să fie numele ei întreg. Dar pe pagina numele acela... ei întreg. Ce, e o singură pagină acolo? Unde e semnătura ei? Uitați-vă, semnătura ei e aici sus. A, numai sus, da? Da. De obicei se semnează la sfârșit de contract. Ia ca așa, toate, după toate hârtiile astea, ea nu a semnat nimic? Uitați-vă aici, și aici niște tampile oarecare. A, și este și numele ei, da? Personal, leasingly... Ia căutați-vă dumneavoastră. Asta e tot, da? Și semnătura dumneavoastră unde? Nu-i contractul ăsta dacă nu l-ai semnat dumneata. Eu și m-am semnat, vă arăt dumneavoastră, asta tot ce ne-o dat ei. Ia ca poftim, eu aici m-am semnat, domnule. Și asta ce-i? Și asta ce-i? Scrie sus tot acolo că e contract sau ce scrie? Aici scrie act de predare, primire numărul 1. A serviciilor prestare în baza contractului de intermediere a municipiului Urhei. Deci ei au intermediat o relație și te-au adus în Germania și ți-au dat de lucru, nu? Da. Am ajuns în Germania la loc stabilit. Acum ești în Germania? Acum ești în Germania? Da. La mine azi, acum, ia două săptămâni de când muncesc. Azi nu am fost la serviciu, deoarece am înțeles că sunt mințit. Și vă spun cum este. Am ajuns la loc stabilit. Aici mi-au spus că ce vă spune vouă la Moldova, o persoană aici din Germania, care ne-a întâlnit pe noi, că am venit 4 persoane la locul dat de muncă, că lucrăm la un... Cum să vă spun, la un, am să vorbesc rusește, la un zavod de zapceast pentru mașini. Da, o fabrică de piese de schimb pentru automobile, da. Da. Și angajatorul german nu a semnat cu voi alt contract? Acum vă spun cum a fost aici. Aici când am ajuns, m-am întâlnit iarăși alt moldovan și mi-a spus așa, de-a nostru, moldovean, mi-a spus că contractele care se fac în Republica Moldova, să știți că nu e ceea ce scrie în contract, că Moldova mi-au promis așa și așa și îmi fac carduri bancare și tot asta, aici când am ajuns mi-a spus 7 euro la ora să vezi, fără card bancar, suntem la negru. Grav. Da, ai numai cetățenie moldovenească, ești numai cu pașaport moldovenesc, da? Nu, eu sunt cu pașaport român. Păi cum? Poți să lucrezi la negru în Uniunea Europeană, tu fiind cetățean european? E ilegal! Păi nu, asta mă gândesc și eu. Da, ai comunicat cu ambasada Moldovei sau cu cea românească? Nu am comunicat, că nu știu, domnule. Nu știi unde și cum, am înțeles. De două săptămâni lucrez acolo și... În contract nu știi ce scrie, că e în germană, probabil. Sau nici n-ai contract.
Vă spun de contractul nostru moldovenesc, că ăsta aici care ne-a întâlnit pe noi mi-a spus că contractul moldovenesc, ce vă spune la Moldova e una, dar aici e totul altceva. Aici vouă contracte nu vă trebuie, voi aici ați faceți aia ce vă spunem noi. Păi și ce vă spun ei să faceți? Să lucrați, nu? Pentru asta să vă lucrăm, promit da. Să plătească. La negru, da. Și eu după ce am înțeles toată situația asta, asta e a doua săptămână. Și îi spun lui, ca un fel de șef, el este rus. Și îi spun, domnule, dăm pe ce am lucrat a doua săptămână, dăm banii pe ce am lucrat ca să plec în Republica Moldova, știți cum? Bani de drum măcar, da. Da, măcar nu îți dau nic, nu mă interesează, ieți trenul, nu mă interesează, fă și vrei, du-te unde vrei, nu mă interesează nic. Dar nu i-ai zis de poliție, de drepturi, de legalitate? Că el pentru muncă ilegală riscă dosar penal, nu doar amendă. Eu vă înțeleg și uitați-vă contractul lor, m-a pus să mă semnez undeva pe vreo 30 de voi am făcut semnătura. Asta este contractul lor german, și dar numai, nu e contract. Și numai în german acolo scris, nu? Numai în german și nu înțeleg ce este. Uite aici dacă să înțelegeți dumneavoastră. Eu înțeleg, ce crezi că eu știu germană? Nu, asta vă spun de sus aici. Asta e firma angajatoare, da? Da, e un site oarecare și îmi spun că... Și acum, la urmă, că le-am spus că vreau să plec acasă, îmi spune, pe ce ai semnat tu pe contractul ăsta german, poți să-l arunci, poți să dai foc, nu, ăsta nu există. Cel din Moldova nu-i bun, cel german nu-i bun, înseamnă că n-ai niciun drept, ești rob acolo. Da, pentru ce m-ai pus să mă semnez doar 40 de foi? Bun, și acum ce ești dispus să faci? Că vorbim și înregistrăm ca să afle lumea cazul ăsta. Ești dispus să dai mărturii la poliție, cum ai lucrat, cum te-au adus și tot așa? La poliție nu am dat, că da, ești dispus, da, ești dispus să dai. Ești dispus să dai, dacă se sesizează ambasada României, dacă se sesizează ambasada Moldovei, ești dispus să dai mărturii, cum ai lucrat, cum ai fost adus, ca să îi găsească pe ăștia vinovați care te-au păcălit pe tine și probabil și pe mulți alții. Da, domnule, vă înțeleg foarte bine, dar eu nu știu cum să dau și unde să dau și ce să fac. Te găsesc ei, nu-i problemă. Te găsesc ei, eu le dau numărul de telefon prin Viber și te găsesc ei, nu-i problemă. Poliția atâta treabă are, că pentru asta e plătită. Ca să-i găsească bine. Pe cei care exploatează oamenii și să-i salveze pe ăștia care săraci de bună intenție s-au dus să lucreze cinstit. Și... Dar la poliție eu astea toate, cum să le... Sunt vreo 3 foi aici, eu am semnat vreo 40, mi-a dat numai 3, 4. Îi să-i explici că nu știi ce ai semnat, că nu știi limba germană. Nu, ei erau obligați să-ți traducă, să-ți dea în limba ta. Nu puteau să te pună să semnezi ce nu înțelegi. N-are nicio valoare chestia aceea, pentru că nu ți-o explicat ce semnezi. Și cei din Moldova tot așa. Bun, deci... Și ăștia din Moldova spun că, domnul Constantin, noi am să rezolvăm totul, o să facem totul, ce să faceți? Da, ei te-au dus și te-au abandonat. Acolo era contract de intermediere. Ei te duc, promit marea cu sarea, dar după aceea îți dau numai sarea. Da, aveți dreptate. Eu am acceptat la Moldova 800 de lei numai? Și vreau să mai coordonez ceva. În contractul ăsta, unde este? Unde mi l-au dat de la Chișinău când am venit. Că mi-au dat 1100 de foi. Păi bine, ăsta nu este un contract. Uitați-vă și dumneavoastră. Doar semnături, nu a scris nimic cât trebuie să lucrezi, cât astea. Mie îmi spun că este pe 9 luni. Păi unde ai scris tu că este pe 9 luni? Unde? Ce trebuie să fac, da. Da, contractul trebuie să fie clar, spune ce ai de făcut, cât ești plătit pentru ce ai de făcut, după aceea îți apară vorbe, că promis 1000 și mi-ai dat 10. Și aici sunt niște persoane oarecare și îmi spun că, măi, nu fă probleme, că poți să stai în stradă, știi? Păi bine, lasă să stau în stradă. Nu, dacă te ia poliția te cazează, are grijă de tine pentru că ești sursă de informații despre ilegalități. Și din ce mi-ai povestit dumneata acum, e o rețea de trafic de persoane și din cei care angajează la negru. Deci și neamțul greșește și moldoveanul greșește. Încalcă legea în mod penal.
Da, da, povești, da, povești, povești. Nici măcar nu cred că e înregistrat asta ca SRL sau ca ceva. E o chestie printată. În contract scrie ceva de muncii? În contract nu cred că scrie numele firmei este. Altfel se numește firma moldovenească, nu? Și în rusă scrie, nu scrie în... Nu contează. Oricum ei vor trebui să răspundă în Moldova și pentru documentele astea, da, și pentru... Muncă, numărul 051101. Contract individual de muncă. Moldova și nou, data 10 noiembrie 2022. Și cine te-a prezentat contractul este încheiat între angajatorul, asta nu înțeleg, cu sediu în Germania, orașul Sveburger, strada tot de-a lor, înregistrat în registru comerțului, orașul, n-a uitat de nevoastră. Deci ei îți spun că ăsta e contract între angajatorul din Germania și tine, da? Da. Ok. Bun. Trebuie să-l citești. Acum, dacă e scris în rusă sau în română și înțelegi limba, citește și vezi, poate afli și de acolo niște date. Oricum, asta ce am vorbit noi am înregistrat și o să public, dacă îmi dai voie. Și sesizăm ambasadele și poliția, fii gata să răspunzi la telefon. Bine, vă lăs un telefon de-al păi meu de contact. Păi l-am, că m-ai sunat, am vorbit pe Viber, am telefonul tău. Da? Ținem legătura. Curaj și nu te lăsa, că ai dreptul să lucrezi civilizat și să fii plătit civilizat, tratat ca om, nu ca rob. Da, vă mulțumesc mult, domnule Oleg. Aștept apelul dumneavoastră. Ne-am înțeles.